Salutare tuturor și bine ați venit la primul episod din cariera cu Kaiserslautern. Am decis să abandonez seria cu draft, pentru că putem spune că deja avem o serie cu draft pe TikTok și mi-e mult mai la îndemână să o fac acolo, dar m-am gândit să avem una și pe YouTube și vom avea această carieră cu Kaiserslautern. Am ales această echipă la sugestia lui Darius, pentru că am vrut neapărat să încep o carieră Road to Glory. Suntem în Liga 3-a germană și, sincer, chiar mi-a sunat foarte bine echipa asta, pentru că, până la urmă, este o echipă de tradiție din Germania. A câștigat Bundesliga de 4 ori, Cupa Germaniei de 2 ori, este campioana Ligii Secunde din Germania de 2 ori și odată a câștigat Supercupa. Kaiserslautern este o echipă fondată în anul 1900 și chiar dacă palmaresul nu sună chiar atât de atrăgător, totuși este o performanță să câștigi campionatul Germaniei de 4 ori, să ai și 2 cupe și o Supercupă, ceea ce e suficient pentru o echipă ca și Kaiserslautern să obțină aceste trofee în 120 de ani de istorie. Ei în prezent se află, cum am spus, în Liga 3-a germană, sunt deja de 3 ani acolo. Eu ultima oară când am auzit de ei, cred că a fost acum vreo, nu știu, 8, 9, chiar 10 ani, adică a trecut ceva timp. Și vom încerca să o readucem în Bundesliga. Și ce aș vrea să vă mai spun este că nu o să o iau de la capăt, pentru că din câte vedeți deja am jucat 3 meciuri, am jucat și în cupă, dar am avut o problemă cu videoclipurile care nu se formatau pe laptop după ce le transferam de pe consolă, nu de alta, dar ar trebui să le fac pe bucăți mai mici, adică în loc să fac clipul întreg și apoi să le editez, va trebui să-l fac pe bucăți de câte 5-6 minute și apoi să le transfer în laptop, pentru că sunt mult mai ușor de formatat. Haideți să vă prezint și echipa, m-am bazat foarte mult pe jucători liber de contract. I-am luat pe Haldorsson, care are deja cât 36 de ani. L-am luat pe Soiri, deși nu cred că o să am ce să fac cu el. Și ar mai fi Bosejur, pe ăsta îl știam și deși are 36 de ani am decis să-l iau și pe el. L-am luat pe Bosnikov și pe el liber de contract, dar la fel are și el 32 de ani. Mokeke, Farero, care sunt decenți și au făcut treaba în primele 4 meciuri. Iată că Farero are și cinstele Wickford, are 27 de ani, iar Mokeke 30. Și superstarul, între ghilimele, Iulian Cristea. Mă uitam pe transferuri și am văzut că avea o clauză de reziliere de 2.600.000 de euro și am zis că nu se poate, trebuie neapărat să-l iau. E un preț accesibil pentru Kaiserslautern și l-am luat. Așa că cam asta este primul 11. Și tot ce mai rămâne e să continuăm. Iată că avem o ofertă de transfer pentru Kraus de la FCSB, pe care o să o acceptăm. Nu de altfel, nu cred că putem să obținem mai mult pe Kraus. Așa că să sperăm că va pleca. Nu de alta, dar nu voi mai avea nevoie de el la club. Și într-adevăr, Kraus a plecat la FCSB. Probabil chiar să înlocuiască pe Iulian Cristea. Și am uitat să menționez, meciurile vor începe mai toate cu Interactive Simulation și în cazul în care e nevoie să intervin, voi interveni pe parcursul meciului. Urmează etapa a patra cu Sportverein Wehen Wiesbaden în deplasare. Este timpul să intrăm în meci. Este 0-0 după 76 de minute. Meciul a fost foarte echilibrat în simulare. Avem acum pe Bosnikov la balon. Norocos, mingea ajunge la Mokeke. Hlušek pentru Farero. Elias Huth în dreapta la Zimmer. Din nou Elias Huth pierde mingea. Este Chato pentru Korte. Mai departe la Tietz. Prokop pentru Ajani. Continuă Ajani.
presat de Hlușek, ajunge mingea în careu la Procop. Procop ține de minge Procop în careu pentru Tiț. Am spus Tiț. What? Trebuia să zic Tiț. Nu știu chiar la unele nume presupun și eu cum se pronunță, dar aici nu știu de ce mi-a venit așa. Pasă la Elias Hood pentru Purie, care nu și-a revenit după accidentarea aia. E minutul 90, dar o să scot acum. Poate se mai întâmplă ceva până la finalul meciului. Băgăm pe Sigtorsson. Dar nu cred că mai apucă să intre. Chato pentru Procop. Procop la Lais. Din nou Procop. Și într-adevăr este final de meci. Scor alb între Wehen și Kaiserslautern. Da, totuși este un punct important. Băieți, vom încerca un nou transfer la Kaiserslautern. Ne întâlnim cu așa zisul nou antrenor al lui CFR, dacă tot nu mai e Dan Petrescu. Sincer să fiu, nu știu cine a venit în locul lui, dar vom încerca să luăm pe Andrei Burcă să facă parteneriat în apărare cu Iulian Cristea. 2.950. Dar nu vreți voi 2 milioane? Hai 2.100. Nu vreți. Bine, atunci facem altfel. O să încerc să vă dau un jucător la schimb, adică pe Sickinger, de care nu cred că voi avea nevoie, plus 1.500.000. Nu, frate, 1.600.000. Fiecare 100.000 de euro contează. Bine, accept. 1.650.000 de euro plus Sickinger pentru Andrei Burcă. Și acum să vedem dacă ne înțelegem și cu Burcă la contract. Bineînțeles că vei fi titular. Un an? Ai 27 de ani, frate. Ai 2 ani. Bun. Îmi place ce aud. Fără clauză de reziliere și salariu mic, gata, frate. Burcă, bine ai venit la Kaiserslautern. Iar acum pot să spun că în apărare stăm bine. Vine Burcă, pe care o să-l fac și capitan, fiind în momentul de față cel mai bun de la Kaiserslautern. Etapa a 5-a, meci acasă cu am uitat cum se numește echipa. Nu pot să cred. Saarbrücken. Ok. Meci cu Saarbrücken. Deci tocmai ce văd semnul în echipe și deja l-uitasem. Suntem în repriza a doua și trebuie să intervenim de pe acum. Minutul 57, 1-0 pentru Saarbrücken. Sperăm că nu mai au adversarii noștri nume precum Tiet, și să pronunț altfel. Este Cristea la balon pentru Mokeke. Mai departe la Elias Hood. Sigtorsson. Ai că se mișcă Sigtorsson. Mișcă tractor. Zait. Similar cu Tiet. Bössel pentru Zait. Mendler în careu, presat de Burcă. Hai că iese din afara terenului de Burcă. Și haide, nu. Aproape. Și Pnoschi a ratat. Cred că voi face o schimbare, nu de alta, dar nu cred că mă voi descurca cu Sigtorsson în atac, așa că nu știu pe cine să bag. Da, îl băgăm pe Purie. Vom avea nevoie de el.
chiar dacă am decis să-l las pe bancă înainte de meci. Iată-l acum la balon pe Purie. Are spațiu Purie. Nu acolo. Perdedai pentru Her la Bössel. Din nou pentru Zaitz, dar recuperează Farero. Iulian Cristea pasă pentru Purie, mai departe la Redondo. Urcă Redondo, are viteză Redondo. Îl are în față pe Alho, jucător pe care l-am și vrut de altfel. Și pierde mingea Purie. Shipnoski înapoi la Perdedai. Din nou Shipnoski, urmărit de Cristea. Și n-a fost fault. Bine, mie mi-a vibrat controlerul, dar asta nu înseamnă că e mereu fault. A intrat Deville în locul lui Mendler și respinge de acolo Hlușek. Iulian Cristea. Avansează Iulian Cristea, pasă pentru Redondo, prinde mingea Redondo. Redondo în flancul stâng, intră în careu, pasă pentru Purie, înapoi la Redondo, minge pentru Purie, în spate la Farero, Farero! Degajează Cilla Saarbrücken. Foarte bine Cristea, îi pasează lui Mokeke. Urcă pentru Purie. Pasă pentru Hut, a fost offside. Offside la Elias Hut. Marcase, dar tușierul ridicase fanionul. Hlușek respinge foarte bine până la Redondo. Urcă cu mingea la picior Redondo, nevoie să se întoarcă Mokeke pentru Hlușek. Hlușek mai departe la Farero. Farero, Farero în careu, Farero pasă pentru Mokeke. Purie, Purie pentru Elias Hut, gol! Kaiserslautern! Minutul 93, egalează Elias Hut. Exact la ultima fază, bine, cei drept arbitrul dăduse doar un minut de prelungiri și Kaiserslautern înscrie minutul al treilea. Foarte bună finalizarea lui Elias Hut, un nou punct important obținut în ultimele minute. În prima etapă cu victoria Köln am fost conduși cu 1-0 până în minutul 85 și până la final am reușit să întoarcem tabela. 4 goluri până acum pentru Elias Hut în 5 etape și putem spune că este un punct foarte important. Să sperăm că putem să rămânem și pe primul loc. Urmează etapa a șasea cu Waldhof și să sperăm că putem să obținem din nou un rezultat pozitiv după ce în etapa trecută am evitat înfrângerea la ultima fază. 1-1 după 70 de minute. Noi am deschis scorul prin Purie, dacă nu mă înșel, și minutul 66 am fost egalați. Pasă pentru Cristea, mai departe la Hlușek. Mokeke la Elias Hut. Sigtorsson în careu, Sigtorsson pentru Farero. Din nou Sigtorsson. Dar cred că va trebui să-l scot pe Sigtorsson și îl băgăm tot pe Purie. Spusese mai devreme că am avut impresia că a marcat Purie, dar din moment ce nu era pe teren n-avea cum să marcheze. Stai să văd totuși cine a marcat golul. A marcat Elias Hut, al cincilea gol pentru Hut în dritte Bundesliga. E Guaida pentru Doncor, Sagiri mai departe la Martinovic, cel care a și egalat pentru Waldhof, Rogzen
continuă Roxen și faultul lui Burcă. Centrează Ferrati, prinde Boho. Elias Hut pentru Mocheche, mai departe la Purie. Elias Hut urcă golgheterul celor de la Kaiserslautern, Redondo. Continuă Redondo, intră în centru, îi pasează lui Farero. Zimmer în careu. Înapoi la Shad, din nou Farero. Și pierde mingea Farero. Să vedem acum pe Burcă. Nicio șansă pentru Doncor în fața lui Andrei Burcă. Redondo pentru Purie. Elias Hut. Din nou Purie, pasă pentru Farero. Farero în fața porții pentru Elias Hut. Dar se pare că meciul va rămâne egal. 1-1 împotriva celor de la Waldhof. Și cu toate astea rămânem nemici. De ce am kitul pe mine? De ce nu am costumul? N-am înțeles niciodată bagul ăsta. Adică, pe bune, sunt antrenorul. De ce am kit de jucători și nu-mi pui costumul? Uite, na, aici de ce am costumul pe mine? Ascuză-mă pe mine, eu sunt jucător antrenor. Dacă e nevoie, intru și joc, nu? Sau cum? Da, nu mi se pare prea realistic. Oricum, cred că e un bug, dar na. S-a terminat și perioada de transferuri. Eu zic că a fost o perioadă destul de prosperă în care am reușit să aduc câțiva jucători buni. Și aici fac referire sincer la Farero, la Cristea, Burcă, chiar și portarul Bohuo. Și poate și alții, poate Sigtorsson o să-și facă treaba, deși n-are deja. Bine, eu credeam că e mai bătrân de 30 de ani, dar aparent nu este. Da, să sperăm că putem să ne descurcăm cu echipa asta până la perioada de transferuri din iarnă. Dar până atunci avem etapa 7-a cu Unterhaching. Așa că haideți să vedem ce facem cu locul 11. De data aceasta n-a fost nevoie să intervenim. Reușim să ne impunem la Hutching cu 2-0 după golurile marcate de Farero și Redondo. Să vedem și pe ce loc suntem în campionat acum. Revenim pe primul loc, dar Victoria Köln are un meci mai puțin jucat. Și iată că reușește să câștige și de la Victoria Köln și au un punct peste noi în clasament. Până acum apare destul de strâns campionatul în top 6. 3 echipe cu 13 puncte, una cu 14, noi cu 15 puncte și liderul Victoria Köln, pe care am bătut-o în prima etapă cu 2-1, etapa a 8-a cu Turgucu, etapă cu care vom încheia și acest prim episod. Și ceea ce vreau să vă spun, îmi pare rău dacă ați vrea să joc mai mult meciurile decât să dau Interactive Simulation, dar ideea e că suntem în Liga 3-a și sincer aș vrea să ajungem cât mai repede acolo sus, pentru că sincer să fiu, nu cunosc foarte bine echipele din Liga 3-a germană, adică știu sigur că o să avem concurență cu Ingolstadt, cu Hansa Rostock, aparent și Victoria Köln. O să fie o concurentă pentru că în joc sunt pe primul loc acum. O să mai avem concurență cu Dinamo Dresden, probabil cu Magdeburg și cam atât. Bayern 2 n-ar trebui să ne pună cine știe ce probleme. După realitate și 1860 München ar fi trebuit să ne pună probleme, dar nu în cazul ăsta. Deja au 5 înfrângeri, 2 egaluri și doar o victorie. Așa că în principiu o să jucăm meciurile importante. Adică, nu știu, cu cine avem următorul meci în cupă. Următorul meci în cupă este cu o echipă din Liga 2-a germană, dacă nu mă înșel. Îmi scap acum
cum se numesc. Nu cred că sunt cei la Hatching, deși seamănă emblema. Deci cel mai probabil sunt o echipă din din situație Bundesliga. Spune că înțelegeți ce am vrut să spun, adică în cazul în care dăm de, nu știu, de Stuttgart în cupă, atunci da, chiar voi începe meciul, pentru că știu că va fi un meci greu. Așa cum în Liga 3 nu cunosc foarte bine echipele, o să începem cu Interactiv Sim și în cazul în care e nevoie să intervin, voi interveni. Și iată că în acest ultim meci din primul episod suntem nevoi să intervenim. Este 1-0 pentru Turgu cu locul 17 din Dritte Bundesliga. Și va trebui să revenim. Este Elias Huth pentru Shad. Înapoi la Huth, Mokeke la marginea careului, îi pasează lui Purie. N-are cu cine, îl vede pe Redondo. Redondo în careu și șansa acum pentru Mokeke. Shad, ocazie mare pentru Kaiserslautern, bară! Mokeke, Purie, farfecă, offside. Ce asalt la poarta celor de la Turgu Cureș. Revedem bara lui Mokeke și offside-ul în care se afla Purie. Asalt la poarta turcilor, dacă pot să le spun așa. Nu de altă dată, n-am înțeles niciodată care-i treaba cu echipa asta. Pentru că au steagul Turciei pe emblemă. Și cu tata se joacă în Germania. Nu știu dacă e Academie Turcească din Germania, dar mă voi informa. Shad pentru Farero, îl vede pe Redondo! Din nou parada portarului celor de la Turgucu. Centrează Redondo și mingea îi revine. Hlușek pentru Farero, mai departe la Iulian Cristea, în care eu este Huth, dar nu mai ajunge la balon. Da, Muniain la Arsenal, 57 milioane de euro. A trecut de mult timp perioada transferurilor și acum am spun. Este Sarerer, dar Mokeke interceptează, pasă pentru Purie. Purie în care o Purie! Încă o paradă a portarului lui Turgucu. Bate scurt cu Farero, centrează către Shad. Nu reușește să dea cu capul acolo, este Farero pentru Purie. Continuă Purie, pasă. Cred că era Kleinsorge. Oh, ce... Haide Bohu. Da, Bohu. Dar nu înțeleg de ce. Suntem cumva pe attacking? Nu suntem pe ultra-attacking, de ce? De ce eram pe ultra-attacking? Nu înțeleg. Da, uite că la asta chiar că nu mă așteptam. Cred că atunci când m-am dat în interactiv pe ultra-attacking, în ultimele 5 minute din prima repriză, mi-a rămas salvat așa. Greșeala mea. Redondo pentru Purie. Mai departe la Elias Huth. Huth în șansa de a egala, este 1-1. Vreau să spun că are șansa de a egala. O să încerc să mă obișnuiesc un pic cu comentariu. Nu de alta, dar mereu când făceam carieră îmi plăcea să comentez meciurile. Cel puțin acum nu o fac nici într-un mod natural, dar sper să mă obișnuiesc, pentru că nu e prima oară când fac o serie cu carieră. Este Sliskovic la Sarrer, capitanul celor de la Turgucu, care a și deschis scorul. Kirsch și Mokeke interceptează, pasă la Farero. Mai avem o șansă chiar să câștigăm acest meci, de alta, dar nu mi-ar conveni un egal
cu locul 17. Maier pentru... Nu puteam să pronunț numele ăla, sincer. Kirsch și Mokeke interceptează, pasă la Purie. Purie a încercat să treacă, este Elias Huth. Huth are șansa dublei. Elias Huth, gol! Gol marcat de Elias Huth, dublă pentru golgheterul lui Kaiserslautern. Și reușesc să întoarcă partida în favoarea lor. 2-1 acasă, o fază similară cu primul gol și Elias Huth poate aduce toate cele 3 puncte pentru Kaiserslautern. Sarare pentru Sliskovic, Purie, Redondo acum, pasă pentru același Purie. Purie îl vede pe Farero. Farero! Ce șut slab! Parcă aveai 5 wing-uri, frate. Da, nici nu mai contează. Mai sunt 30 de secunde până la finalul meciului. Nimic nu ne mai poate lua victoria acum. Și într-adevăr, este final de meci. Încheiem acest prim episod cu o victorie în fața celor de la Turgucu și cred că putem spune că ne-am găsit un mic superstar în Elias Huth, care este golgheterul nostru cu 7 sau 8 goluri, dacă nu mă înșel. În orice caz, până acum chiar o ducem bine, suntem neînvinși, am mers mai departe în cupă, suntem în a doua rundă, avem și o echipă decentă, pe apărare suntem rezolvați cât de cât, deci pot să spun că până acum merge totul ok. Cam atât a fost cu acest prim episod din cariera cu Kaiserslautern. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share și un subscribe, pentru că mă ajută foarte mult și mă motivează să continui această serie. Cum am spus, mereu mi-a plăcut carierele la FIFA și mă face să-mi aduc aminte într-un fel de carierele pe care le făceam când eram mic pe FIFA 11, 12 sau 13. Și da, ne revedem în episodul următor. Ba, ba, ba!